Investiții de milioane de euro privind amenajarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu riscă, prin blocarea bugetului de către instituția prefectului, să fie amânate sau chiar pierdute, acest lucru putând duce în cele din urmă la pierderea acreditării spitalului. În primul rând, sunt afectate investițiile, sunt foarte multe lucrări de reamenajare, reabilitare, reparații capitale începute în anul trecut și care trebuie continuate anul acesta. Investiții de mare anvergură, există un plan mare de reabilitare a întregului spital județean în mare măsură în anul 2012. Pentru reabilitarea necesară, imperios necesară, aș putea spune, pentru rămânerea spitalului în gradul 3, pentru realizarea planului de conformitate de rămânerea în gradul 3 și mai ales pentru acreditarea spitalului care se apropie și care va fi, a cărei comisie va veni la începutul anului 2013. Atacarea în instanța bugetului de către prefect are efecte și asupra pacienților Spitalului Județean de Urgență. Dacă deblocarea banilor va continua să întârzie în curând, pacienții vor fi nevoiți să-și cumpere singuri medicamentele prescrise sau, în cazul intervențiilor chirurgicale, chiar anestezicele necesare. Noi mai avem medicamente, materiale sanitare, soluții perfuzabile, alimente pentru apostativ 2 săptămâni, dar după 2 săptămâni vom intra într-un mare impas, pentru că nu vom putea face aprovizionare cu aceste materiale sanitare și medicamente în special, datorită blocării bugetului Consiliului Județean. Și pe data de 15 martie urmează salarizarea, care la fel nu poate fi efectuată din cauza blocării bugetului Consiliului Județean.